Lucrări care s-au întins pe un an și jumătate și 12 milioane de euro investiție din partea unei companii belgiene. De atât a fost nevoie pentru ca Bucureștiul să aibă o parcare acoperită demnă de o capitală europeană. Începând de astăzi, 425 de mașini și 21 de motociclete vor putea staționa sub piața universității. Parcarea are 3 niveluri și 3 căi de acces, iar prețul este de 2,50 lei de bani pe oră, iar pentru un abonament permanent de o lună, aproape 500 de lei. Parcarea de la universitate a fost dotată cu un sistem de senzor care vă indică câte locuri sunt libere și câte ocupate. Așadar, nu veți mai fi nevoiți să căutați minute în șir un loc de parcare. Proprietarii mașinilor de tip hibrid trebuie să știe că în această parcare au fost amenajate și locuri pentru reîncărcarea bateriilor. Dincolo de bucuria inaugurării, a fost și un moment nu tocmai plăcut pentru primarul Sorin Oprescu. După ce probabil a fost anunțat, primarul general a așteptat un moment de liniște și a reușit să-și lege șiretul. Oportunități de mai era să fie funcționat asta. Ați auzit vreodată de purificatul oalelor? Ei bine, gospodinele din Ardeal cunosc acest ritual din moși strămoși. Cu cenușă își spală toată vesela din gospodărie. Abia atunci sunt numai bune pentru a primi mâncare de post. Suficientă cenușă, doamnă? Dar ajunge, ca să ai cu spouri. Nici detergentul modern, nici săpunul nu pot purifica oalele în care se gătește de post. E lucru știut în Ardeal. No, dar altfel se spală cu cenușă. No, altfel, gândești că-ți dă sănătate, că le vezi că-ți mai curate. Te zoc cum rămâne, dacă...